OK Europe Grand Prix 2012, care a avut loc la Chișinău. Loviturile senzaționale și knockout-urile fabuloase au făcut deliciul serii. Campionul competiției a devenit un ucrainean, în timp ce moldoveanul Constantin Țuțu a făcut spectacol în luptele demonstrative. Maxim Fedorkov a cucerit publicul moldovean nu doar prin procedeele spectaculoase, dar și prin dansul dinaintea meciurilor. Elemente своего, то есть настроя, то есть я так настраиваюсь на бой. În drumul spre marea finală, Fedorkov nu i-a întâlnit în cale pe cei doi moldoveni, Maxim Raelian și Victor Rusu, care au fost eliminați încă din sferturi. În meciul decisiv, luptătorul ucrainean nu a avut emoții cu rusul Dmitri Isaev. Campionul a fost decis încă în prima rundă. Moldovenii s-au revanșat luptele demonstrative. Constantin Țuțu l-a trimis la podea pe polonezul Gregor Lenard după mai puțin de 2 minute de luptă. Polonezul a luat foc după ce antrenorul său a aruncat prosopul pentru că arbitrul să încheie duelul. Țuțu a obținut astfel o victorie ușoară. Tot timpul lucrez că pentru ultima oară mi pun tot efortul. Lucrez și încă o dată lucrez. Unul dintre cele mai așteptate dueluri, cel dintre moldovenii Pavel Voronin și Maxim Bolotov, s-a încheiat la egalitate. Eu zic că a fost 2-1, poate probabil unul primul round l-am pierdut, altele două le-am câștigat. Cea de-a treia luptă demonstrativă s-a încheiat cu victoria lui Vitalie Matei. Sportivul nostru l-a învins în urma decizii arbitrilor pe belorusul Maxim Spodarenko. Invitatul de onoare al competiției a fost luptătorul român Cătălin Moroșanu. Moartea din Carpați, cum este supranumit de presă, și-a amintit și aseară celebra frază pe care i-a spus-o unui luptător rus înaintea unui duel. Eu la mine am mulți moldovani care vin în Iași și stăteam cu ei, că eu spui de mult cu ei. Și când mai beam și noi cât ceva, am învățat să-mi jur în rusă. Și mie primul lucru care mi-a venit în cap, te-am prins de asta. Atâta știu. Moroșanu are șanse să lupte la Chișinău, la următorul turneu organizat de asociația FIA. Sperăm că la următorul turneu, la următorul show organizat de asociația Fighting Entertainment, vom vedea lupta între Lașenko și Moroșanu. Asta va fi o luptă de top în K1 mondial. La competiția de aseară au participat sportivi din 7 țări.